La ministrul apelor și pădurilor, domnul Deneș, cel care spuneam se află în județul Telorman. Domnule ministru, mulțumesc pentru această intervenție. Unde mai exact în județul Telorman vă aflați? Bună ziua! Acum sunt împreună cu prefectul județului, cu președintele Consiliului Județean și cu primarul din comuna Izvoarele. Suntem pe râul Izvoarele, unde a fost o zonă calamitată sâmbătă seara. S-au inundat vreo 60 de gospodării, terenuri agricole și la ora aceasta deja există un buldo excavator care a început decolmatarea acestui râu, urmând ca în două săptămâni să finalizăm această decolmatare aproximativ 3 km lungime. Apoi vom merge în comuna Țigănești tot cu prefectul și cu președintele Consiliului Județean, unde a fost o zonă calamitată tot în aceste zile și vom analiza situația la fața locului, urmând să avem o vizită până de seară în jurul orei 8:20-21 pe mai multe râuri din județul Teleorman, unde au fost zone cu situații dificile și zone calamitate în cursul săptămânii trecute, inclusiv pe râul Olt în zona localității Islaz. Vom analiza, vom discuta stadiul lucrărilor care sunt în derulare și ce trebuie să facem în aceste zone afectate pe intervenție rapidă cu alocări de la guvern, discutând cu premierul, astfel încât să remediem urgent aceste probleme și, sigur, pe o perioadă pe termen mediu și lung, să facem o analiză a acestor situații în care să îl prindem într-un plan de proiecte pentru a evita pe viitor aceste situații care s-au întâmplat în săptămânile trecute. La această oră, premierul Viorica Dăncilă, însoțită de mai mulți miniștri, ministrul de interne, ministrul agriculturii, ministrul transporturilor, sunt într-un traseu în aceste zone afectate de inundații. Care este cea mai gravă situație? În ce județ? Eu sâmbătă am fost prezent în județul Covasna și sigur am mers și la Budila, unde s-a dărâmat acel pod de cale ferată în județul Brașov. Este o situație delicată, dar să spunem așa, necazul a trecut în sensul viitorii. De acum încolo va trebui acolo să vedem ce măsuri luăm, astfel încât să găsim soluții de remedierea acelor probleme pricinuite de apele mari. Vineri o să fiu în Neamț, unde la fel au fost zone calamitate. Adineori am discutat cu președintele Consiliului Județean într-o vizită de lucru pe care oricum o stabilisem cu ceva timp în urmă și după ce vom analiza la fața locului aceste situații, vom lua o decizie la nivelul guvernului urgentă de alocări de fonduri pentru remedierea lucrurilor urgente, iar în etapa a doua era ceea ce vă spuneam legat de acele analize de investiții pe aceste zone. Da, mulțumesc, domnule ministru, trebuie făcute aceste investiții pentru că de fiecare dată când sunt probleme cu inundațiile, aceleași zone sunt afectate. Mulțumesc pentru această intervenție. O vedem și